Salutare tuturor! Dragoș Dublă aici. Mai bine ce mi-am revenit după răceală, ca și început pandemia cu COVID-19. Ca coronavirus. Și odată cu ea au dispărut oamenii de pe străzi și din birouri și au apărut frica, panica, măsuri și reacții ciudate și tot felul de pseudo-experți care au părere. Un lucru e cert însă, acum lucrăm de acasă, pe o perioadă nedeterminată. Iar asta vine cu provocări, fiindcă lucrul de acasă este un cu totul și cu totul alt animal decât atunci când ești la birou. Și vorbind cu prietenii de pe la firme mai mari sau mai mici, am observat că noi nu prea știm să facem asta. Lucru deloc surprinzător de altfel, fiindcă nu am avut educație formală în acest sens. Așa că scopul acestui video este să creeze o conversație despre asta și, hopefully, să putem învăța unii de la alții. Noi, ca firmă, am luat o serie de măsuri în acest sens. În primul rând, Radu, managerul meu, pune foarte mult accent pe comunicare. Și înțeleg asta foarte bine, fiindcă o comunicare clară pentru a înțelege ce anume se cere de la tine este vitală în această perioadă. În acest sens, noi ne bazăm pe o serie de tool-uri ca să facem asta. Slack, pe care majoritatea îl știm, Zoom, pentru conferințele video cu echipa, Monday, pentru task-uri și calendarul Google. De asemenea, folosim o aplicație internă foarte mișto pentru feedback săptămânal. Să nu știu dacă am voie să vorbesc despre asta. Haz de necaz. În situațiile care ne pun viața în pericol, noi ca oameni tindem să căutăm siguranța în grupuri, în numere. Iar fiindcă, by default, acum nu putem să facem asta, un alt lucru mișto pe care îl facem este să glumim acum, mai mult decât de obicei parcă, și să balansăm cumva panica creată cu râsete. De asemenea, eu, ca individ, am adăugat încă două lucruri la cele de mai sus. Primul, faptul că needucându-mă la muncă, fizic, economisesc cam 2 ore în fiecare zi și încerc să nu pierd orele alea, să învăț ceva nou în domeniul meu, în ceea ce fac. Astăzi, de exemplu, m-am trezit la 5 dimineața și am scris scriptul pentru acest video. Apoi am ales soundtrack-urile. Și prefer să fac asta decât să o ard aiurea. Mi-am făcut o leacă de feng shui în spațiu de lucru. O zonă, un birou relaxat, hygge, cozy, ce delimitează restul casei de zona de muncă. Un loc unde poți intra în mindset-ul care trebuie și să te desfășori profesional de acasă. În concluzie, deși nu suntem în circumstanțele cele mai fericite, cum putem să scoatem ceva bun din ele? Aștept feedback-ul tău.